Presa liberă trecere. Bun găsit, dragi telespectatori, din nou la Presa Liberă Trecere. Vreau să discutăm în ediția de astăzi despre îndemnul Bisericii Ortodoxe Române, pentru că traversăm o perioadă dificilă, o perioadă caracterizată de conflicte, apar zilnic conflicte între instituții, proteste din ce în ce mai dese. Vrem să vedem cum ar trebui să ne raportăm la această perioadă caracterizată de multe, multe frământări, frământări sociale, frământări pe absolut toate planurile. Invitatul ediției este preotul Ștefan Andrei, preot paroh la Biserica Sfântul Proroc Ilie din Râmnicu Sărat, totodată profesor de religie în cadrul Colegiului Național Alexandru Vlahuță. Vă mulțumim pentru prezență ca de fiecare dată și astăzi ați venit să le vorbiți telespectatorilor noștri și încă o dată mulțumim. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc și eu pentru invitație. Ca de obicei, eu sunt dispus să mă implic și să vă ofer câteva răspunsuri referitoare la problema ridicată de dumneavoastră la începutul acestei emisiuni. Și pot să vă asigur că voi încerca pe cât posibil să mă încadrez în spiritul și în litera legilor bisericești. Vreau să discutăm puțin despre ceea ce înseamnă toleranța creștină, despre modul în care ar trebui să ne raportăm la această perioadă, o perioadă, așa cum spuneam, caracterizată de conflicte între persoane, între instituții, și se spune că nu trebuie să răspundem la rău cu rău. De aceea, dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc din mesajul transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Citez: societatea românească este foarte tulburată în aceste zile, deoarece există un conflict între instituțiile majore ale statului. Deși neutră din punct de vedere politic, biserica nu este indiferentă în plan social, ci receptează orientările sau dorințele majore ale poporului. Dreptatea socială, diminuarea sărăciei și creșterea nivelului de trai. Dialogul este necesar pentru a depăși conflictele între persoane, instituții și orientări sociale divergente. Am încheiat citatul. Un îndemn la rugăciune, la dialog și corespunsabilitate socială, da? Consider că este un îndemn firesc. Biserica nu putea face altceva, nu putea fi partinică într-o asemenea situație, pentru că și unii și alții dintre părțile implicate în aceste dispute sunt fiii ei, sunt membri ai bisericii, iar biserica nu trebuie și nu poate să joace rolul de arbitru. A arătat-o însuși întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Eu am în față cumva descărcat textul preluat și distribuit de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. La fel are titlul Îndemn la rugăciune, dialog și coresponsabilitate socială. Sunt câțiva termeni care sunt chiar prelucrați, sunt explicați pe înțelesul tuturor. Trebuie să distingem din acest comunicat pe care Patriarhia Română l-a difuzat acum în urmă cu aproximativ 2 săptămâni câteva direcții clare în plan duhovnicesc, în plan spiritual. În primul rând, cred că a sesizat foarte limpede, este precizat că este neutră din punct de vedere politic. Biserica nu este indiferentă în plan social, ci receptează orientările sau dorințele majore ale poporului, dreptatea socială, diminuarea sărăciei și creșterea nivelului de trai. Spuneam, cred că vă amintiți, am participat la recent, să zic, sunt 2 luni, nu, de când am participat la emisiunea dumneavoastră, și spuneam că Biserica Ortodoxă este vizibil acest lucru, este din ce în ce mai prezentă în plan social. Pentru biserică, fiecare credincios este
la fel de important ca oricare altul. În altă ordine de idei, biserica luptă împotriva sărăciei. Recent a fost dat publicității un raport care arată că biserica a cheltuit sume imense pentru ajutorarea săracilor, în sensul implicării în plan social. Din această perspectivă, biserica nu poate decât să sprijine corectitudinea socială. Dacă citim cele 9 fericiri și ne raportăm la cele 9 fericiri din Predica de pe Munte, vom vedea că însuși Mântuitorul Hristos îi fericește pe cei care însetează, care flămânzește și însetează de dreptate. Și în acest context vine mesajul Patriarhiei. Patriarhia Română îndeamnă astfel pe fiecare dintre cei implicați la responsabilitate. Este un moment greu, este un moment crucial, care, cred, având în vedere cele afirmate, este provocat de lipsa de comunicare, în primul rând. Uitați-vă că în plan social, la nivel instituțional, la nivel de chiar și de scară de bloc, dacă e să ne referim așa la o microadunare de familii, de oameni, comunicarea lipsește cu desăvârșire. Nu putem vorbi de o comunicare eficientă. Oamenii au încetat, din păcate, să mai comunice. Și din lipsa de comunicare, cred că vin aici, vă dați seama, exprim o părere personală și sunt convins că dacă oamenii ar ști să comunice și ar respecta regulile comunicării, nu sunt expert în științele comunicării, nici nu vreau să pretind așa ceva, că și eu, dacă mă raportez și mă uit un pic în oglindă, îmi dau seama că am în anumite privințe foarte multe scăpări pe care încerc să le corectez. Și cred că de aici ar trebui să vină, de la conștientizarea acestor scăpări. Unde comunic eu mai puțin? Unde greșesc în comunicare? Că nu este de ajuns numai comunicarea. Spuneați că este un moment crucial pentru toți, pentru societatea românească, dar și pentru Biserica Ortodoxă. Vreau să discutăm puțin și despre misiunea Bisericii Ortodoxe în această perioadă. Am văzut că dumneavoastră personal, în urmă cu câteva zile, în urmă cu o săptămână și ceva, ați încercat să fiți alături de toți, chiar pe rețeaua de socializare, da, să postați diferite mesaje. Și în acest sens, unele au fost înțelese greșit și probabil din anumite, să spunem, din vari motive, eram pe punctul de a ajunge eu însumi în raport cu ceilalți și nu era firesc acest lucru, de a duce în alt plan discuția și iar ajung la ceea ce spuneam mai înainte, că nu avem acest exercițiu al comunicării și aici mai intervine un lucru. Trebuie cu toții, de la preot până la credincioși, și preot și credincioși, să privim lucrurile cu obiectivitate, nu cu ranchiună, nu cu ură. Ceea ce m-a deranjat foarte mult în general a fost ura, este ura. Ea nu are ce căuta într-o discuție, nu are ce căuta într-o dispută, fie ea și politică, deși acest lucru ar trebui să fie rezervat numai politicienilor, a celor care fac carieră din asta. Noi, cetățenii de rând, putem să ne implicăm în sens civic, dar
Politica probabil este făcută pentru cei care au abilități să o facă și sunt unii cu real talent în privința aceasta. Dar biserica trebuie să sprijine niște valori în fața oricărei om politic. Așa cum a făcut-o, de exemplu, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, așa cum a făcut-o și Sfântul Proroc, că și la el mă gândeam, care este ocrotitorul bisericii noastre, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, care a fost intransigent în fața oricărui om politic, în fața oricărui persoane cu care deține puterea. Și cred că acesta este momentul zero în care biserica a demonstrat în aceste zile, a demonstrat foarte limpede că nu este un pom care se îndoaie după cum bate vântul. Că își iubește deopotrivă credincioșii și este preocupată de bunăstarea lor și atât. Iar cei care fac politică, cei care au decis să meargă pe acest drum, să nu considere că ne-am întâlnit în ediția de astăzi pentru a aduce critici, din contră, pentru a veni cu un mesaj educativ, un mesaj la pace și echilibru. Noi nu discutăm exact, nu discutăm despre politică, este apanajul altora, trebuie să fie făcut acolo unde trebuie să fie făcută, nu în această emisiune, nu este un îndemn, să fim foarte bine înțeleși. Este un, poate fi din potrivă un îndemn și către cei responsabili în plan politic să conștientizeze că românii au nevoie unii de alții, că în planul acesta, și putem observa, este simplu pentru orice telespectator, că în lume, în jurul țării noastre, se întâmplă foarte multe transformări sociale, politice, statale. Se schimbă granițe, se discută alianțe, se emit ipoteze. Dar noi românii trebuie să fim, înainte de toate, trebuie să fim uniți. Păi, să vă dau un exemplu în povestea și nu dăm nume, dar ca să vedeți, să vă faceți o imagine despre escaladarea acestei stări de tensiune și acestei stări conflictuale care există în zilele noastre. Un prieten se plângea că pe rețeaua de socializare a întâlnit mesajul unui alt prieten drag cu care avea o relație foarte, foarte veche. Acela postase, cel care nu este de acord cu părerea mea, nu spunem ce fel de părere, ca să nu influențăm într-un exact fel discuția, dar vorbim de principiu, să se șteargă automat din lista mea. Și unde mai este toleranța? Unde este acceptarea ideilor celuilalt? Și respectarea? Prietenul care mi-a povestit această situație, care mi-a relatat această situație, era descumpănit. Zice, prietenul meu, aproape că vorbea de unul singur, prietenul meu care mi-a fost alături de atâta vreme, îl cunosc, ne jucam amândoi în copilărie. Și el să spună că el am trăit și pe mine mă ștergi, dacă și tu ești de partea nu știu cui, șterge-te și tu. E, poftim, vă dați seama cât de mult, câte prietenii s-au distrus în această perioadă, câte legături sufletești, cât au pierdut oamenii unii de la alții. Noi suntem minunați și spuneam psalmul 138, psalmistul David, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Noi suntem făpturi atât de minunate în fața lui Dumnezeu pentru că suntem diferiți, pentru că avem opinii diferite. Asta face, de fapt, viața frumoasă. Și ar trebui să apreciem lucrul ăsta, că celălalt de lângă mine nu are în totalitate. Și într-o familie, ați observat, nu există o dreptate absolută. Fiecare dintre soții, de exemplu, încearcă să spună într-o anume dispută, să spună, ba, eu am dreptate sau eu am dreptate. Și aici intervine dialogul, aici intervine dragostea. Și sunt acele diferențe care se atrag, care formează întregul și vorbim de unicitatea ființei umane. Exact. Și noi ar trebui să ne privim, să privim în ansamblu,
să luăm lumea în ansamblul ei și să fim de acord cu faptul că nu toți gândim la fel. Deci vedeți, părinte, cum o criză politică, o criză economică duce în mod obligatoriu la un conflict între persoane, apare clar și o criză spirituală? Eu am vorbit despre aceste lucruri tocmai pentru a arăta contextul în care biserica a trebuit să intervină. Și de ce biserica a intervenit? Păi normal, când biserica vede că fiii ei sunt dezbinați. Când întâi stătătorii bisericii ortodoxe văd că oamenii încep să se certe, să fie dezbinați, să lase loc urii, jignirilor, nu mai spun, ne-am întrecut în aceste zile pe noi înșine la acest capitol. Am arătat însă, în schimb, că ne pasă unii de alții, prin biserică, în biserică. Și biserica aici a avut, și nimeni nu cred că are să reproșeze ceva ei ca instituție, mai ales că mesajul Preafericitului Părinte Patriarh este cât se poate de tranșant. Chiar și explică în acest context social polarizat și fracturat, în calitatea ei de factor al păcii sociale, conform legii cultelor numărul 489 pe 2006, biserica îndeamnă la rugăciune, dialog și corresponsabilitate socială. Rugăciunea este necesară, deoarece luminează rațiunea, pacifică patimile egoiste și cultivă comuniunea de iubire a oamenilor cu Dumnezeu și între olalt. Dialogul este necesar pentru a depăși conflictele între persoane, instituții și orientări sociale divergente. Corresponsabilitatea socială este necesară deoarece transferul de responsabilitate totală asupra adversarului nu rezolvă problemele comune ale societății, care au nevoie de soluții concrete elaborate în comun. Prin urmare, Patriarhia Română cheamă pe toți slujitorii Sfintelor Altare și pe toți credincioșii să săvârșească rugăciuni pentru pacea și unitatea poporului român, pentru înnoirea vieții morale și spirituale a societății românești, dar și să încurajeze dialogul și corresponsabilitatea în societate. Aceasta după ce, în prealabil, la începutul acestui comunicat, Preafericitul Părinte Patriarh a tras atenția asupra respectării principiilor statului de drept și asupra respectării legilor țării. Cel care nu respectă legile țării, încalcă cuvântul Mântuitorului Hristos. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul Hristos, exemplul nostru absolut, ne-a arătat că trebuie să dăm ceea ce este statului, adică respect față de lege, și lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine, adică adorare, rugăciune și laudă. Clar, biserica este neutră din punct de vedere politic, dar nu putem exclude din viața noastră, din viața societății, reprezentând chiar un factor de stabilitate. Și mulți au recunoscut acest lucru, este drept. Și vorbeați dumneavoastră, chiar citați din acest mesaj al Bisericii Ortodoxe Române, cum că suntem îndemnați la rugăciune. Rugăciunea, a vorbi oamenilor în modernitate despre rugăciune, nu este oare un efort mult prea zadarnic? Păi este, uitați-vă că totuși în vremuri de secetă semănătorii ies să semene sămânța lor în speranța că totuși poate vine ploaia. Că nu vine uneori, că Dumnezeu ne încearcă, asta este cu totul altceva, dar suntem datori să vorbim, să aruncăm această sămânță a rugăciunii. Poate ea se prinde, poate ea în plan social devine chiar un sprijin moral absolut necesar, mai ales în aceste vremuri.
Iar fetele rugăciunii au fost demonstrate inclusiv de științific, iar cei care vor să cunoască se pot documenta, au fost foarte mulți cercetători ruși, medici francezi, celebru chirurg francez. Cu apa ținută în mediu neutru și în mediu de rugăciune. Atunci când a fost congelată și examinată la microscop, cristalele de gheață erau dezordonate în paharul cu apă ținut în mediu absolut neutru, undeva într-un birou al unei firme, și un pahar cu apă a fost ținut într-o biserică unde se înălțau rugăciuni către Dumnezeu și o picătură din acel pahar a fost analizată la microscop și prezenta o înlănțuire frumoasă de cristale sub forme diferite, care mai splendide. Ceea ce arată că acolo rugăciunea, prin harul pe care l-a trage, transformă, modifică în sens pozitiv. Păi, părinții pustiei, când gustau din ceva care, un fruct, o ciupercă, sau care, despre care nu se știa dacă este veninoasă sau nu, otrăvitoare sau nu, făceau doar semnul Sfintei Cruci. Atâta credință aveau, încât prin semnul Sfintei Cruci, chiar dacă era o trăvitoare, aceasta se prefăcea pe loc în hrană comestibilă. Chiar cercetătorii ruși au foarte multe tratate pe din acest punct de vedere și au demonstrat foarte mult. Cum facem noi, creștinii ortodoxi, în această perioadă să menținem o societate puternică, o societate unită, solidă, să nu mai punem în prim plan egoismul nostru, care clar este un factor care destabilizează, un factor declanșator al tuturor crizelor? Cred că noi trebuie să lucrăm foarte mult la capitolul smerenie, la smerenia de bunăvoie. Și spun asta având în vedere și ultimele, să spunem, evenimente care au amenințat cumva unitatea Bisericii Ortodoxe din partea unor creștini certați cu respectarea ierarhiei bisericești, aceștia au încercat să dezbine de-a lungul timpului, spun în ultima perioadă, să dezbine biserica, îndrăznind chiar să nu-și pomenească la slujbă ierarhii, să nu-și pomenească, să nu mai considere că fac parte din Biserica Ortodoxă, în urma unui sinod panortodox care a avut loc recent în Creta. Toate, deși li s-a explicat care au fost chestiunile discutate în cauze, care vizau doar, să spunem, lucruri minore, aspecte din viața bisericii, aspecte contemporane din viața bisericii și nu de dogmă, unii n-au vrut să înțeleagă acest lucru și au protestat vehement. Și în acest sens li s-a atras atenția că, înainte de toate, exact în același spirit de dialog și de comunicare, întâi trebuie să ne documentăm, să citim, să vedem cum stau lucrurile, să nu tragem concluzii pripite. Și cu toate astea tot au fost unii care n-au înțeles și au devenit vocali și au recurs la jigniri sau, în alte cazuri, la nepomenirea la slujbă, ceea ce, din punctul meu de vedere și numai al meu și al bisericii, este un păcat foarte grav, nepomenirea ierarhului la slujbă. Practic te descalifică pe tine ca membru al bisericii să nu faci asta, sau ca slujitor, mai grav acolo unde a fost cazul. În acest sens, biserica
ortodoxă cheamă la responsabilitate din partea centrului eparhial în toate bisericile creștine ortodoxe, ele pot fi văzute. Deci nu este un secret, nu este... Din potrivă, eu chiar am ținut să încurajez acest lucru și să arăt tuturor un mesaj cât se poate de categoric al unui sfânt foarte iubit în Biserica Ortodoxă Română. Este vorba despre mesajul, despre un citat din omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, cel mai mare predicator ierarh al Ortodoxiei, după părerea mea și a celorlalți frați preoți. Sfântul ierarh Ioan Gură de Aur a scris, el a fost vestit prin activitatea predicatorială, a scris câteva omilii foarte folositoare pentru suflet și din acestea a fost extras un mesaj care va fi afișat în toate bisericile, dacă îmi permite să-l prezint, mă rog, în care se spune: nimic nu poate supăra mai mult pe Dumnezeu decât dezbinarea bisericii. Chiar de am săvârși mii de lucruri bune, noi, cei care sfărâmăm pleroma bisericească, nu suntem mai puțin vrednici de pedeapsă decât cei care au răstignit trupul său. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilii la către Efeseni. Pleroma bisericească aici, sau pliroma în anumite tratate de teologie, pleroma sau pliroma înseamnă unitate bisericească, unitatea creștinilor. Deci noi cei care sfărâmăm unitatea, dacă îndrăznim să sfărâmăm această unitate, ne asemănăm cu farisei și cărturarii care au răstignit trupul lui Hristos pe cruce. Nu suntem diferiți față de aceștia. Mesajul este cât se poate de clar, cât se poate de limpede și invit pe toți cei care citesc acest mesaj să mediteze la el, să se gândească înainte de a încerca să sfâșie din biserică, să sfarme unitatea bisericească. Mesaj adresat tuturor creștinilor, nu mesajul, doar slujitorilor bisericii. Da, mesajul acesta va fi în toate bisericile, va putea fi citit în toate bisericile creștine ortodoxe, din câte știu eu, din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancii sau posibil chiar din toată Patriarhia. Dar un lucru este evident, acest citat, aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur sunt absolut necesare pentru noi toți, preoți și credincioși în aceste vremuri. Întâi, înainte de toate, biserica trebuie să fie unită, dar dacă membrii ei nu sunt uniți, vă dați seama că acest lucru se răsfrânge și asupra bisericii. Și noi, biserica trebuie să lupte pe toate fronturile pentru unitate, pentru dragoste frățească, pentru a stimula întâlnirea dintre membrii. Imaginați-vă cum ar fi să se întâlnească două grupuri de tineri undeva la pădure după ce se instalează vremea frumoasă și să spună: a, tu ești ai fost cu partea cealaltă, ești de partea cealaltă, a, nu, atunci hai să ne luăm fiecare lucrurile și să plecăm în altă parte, că nu vrem să ne amestecăm cu ăștia. Oare așa se va ajunge? Cu siguranță nu. Noi avem această datorie a dragostei și a unității și noi suntem datori să facem în continuare biserica să fie una. Biserica trebuie să fie una, cum unul este Hristos, capul ei nevăzut.
Dumneavoastră sunteți duhovnicul, poate chiar prietenul multor tineri și prin calitatea de profesor de religie pe care o aveți. O perioadă foarte, foarte dificilă pentru tineri. Azi, clar, i-am văzut în stradă, i-am văzut dezbinați, am văzut că se calcă în picioare prieteniile și promisiunile făcute cu timp în urmă. Deci sunt confuzi, sunt dezorientați, mai pot visa la un viitor, mai pot visa la ziua de mâine, trăit aici în țară? Bineînțeles că da. Eu îi apreciez foarte mult pe cei care, deși au plecat să studieze afară, să studieze în străinătate, s-au întors aici. Și mai mult chiar, am exemple de tineri olimpici care au obținut premii la Olimpiade Internaționale și care s-au întors în România. Eu zic că viitorul în această privință, și cred cu toată tăria că nu este compromis. Cred că tinerii se vor întoarce în țară. Faptul că ei au păreri, faptul că ei sunt responsabili și încearcă să fie responsabili, este îmbucurător. Aici intervine rolul profesorului de a media, de a le arăta acolo unde greșesc. Chiar dacă există riscul de a se supăra atunci când profesorul de religie le spune, tu greșești dacă în numele unui principiu sacrifici o prietenie. Poți cu răbdare și cu tact, dacă chiar ții la principiile tale, să-l convingi sau să-i arăți măcar, să-l faci pe prietenul tău, pe cel de lângă tine, să te asculte și să vezi în ce măsură este el de acord. Și chiar dacă nu este în totalitate de acord, asta condiționează în zilele noastre prietenia sau dragostea? Sunt două întrebări. De fapt, există un singur răspuns la aceste două întrebări. Principiile condiționează o prietenie sau dragostea condiționează o prietenie? Un singur răspuns este valabil și acela este dragostea. O știu și ei, o știu cu toții. Și știu că toți au un gol în suflet atunci când după o astfel de discuție sterilă sau după astfel de dispute care au loc în spațiul online, undeva rămâne un gol sufletesc, rămâne durerea aceea pe care o simți că ai pierdut un prieten din cauza unor păreri diferite, doar din cauza faptului că ai păreri diferite. Nu este drept. Aici intervine toleranța și nu suntem toleranți pentru că nu cunoaștem îndeajuns obiceiurile, problemele, frământările, concepțiile celuilalt. Am devenit astfel, cred că, și aici fac o paranteză, în această epocă, în această eră a digitalizării, a dezvoltării, transmiterii informației, oamenii din ce în ce mai mult devin dependenți de telefonul mobil, de smartphone, de laptop, de internet, de Facebook, ca loc de întâlnire. Nu am văzut oamenii să mai socializeze. Uitați-vă, de exemplu, dacă aveți și foarte mulți prieteni în listă, la orele la care înainte bunicii noștri făceau plimbarea de seară pe aleea aceea de promenadă din parc, ascultau fanfara, socializau, unii ieșeau la o bragă, alții la o bere, dezbăteau într-un mod cât se poate de civilizat, nu se jigneau, nu își aruncau vorbe grele, că tu ești cu cutare partid, tu ești cu cutare partid. Până la urmă, noi suntem, trăim în democrație și nu cred că au murit degeaba acei eroi care au căzut în libertate în 89. Cred că au murit ca noi și au dat picăturile de sânge, așa cum spunea și Ion Rațiu. Mie mi-a plăcut foarte mult această vorbă a lui Ion Rațiu. Mi-aș da și ultima picătură de sânge pentru tine, pentru ca tu să ai dreptate, ca tu să ai o altă părere decât am eu. Să poți avea o altă părere decât am eu.
sunt încurajate opiniile diferite, clar. Mesajul creștin, părinte, este acela de a ierta, dar în momentul în care trebuie să recunoaștem, nu putem ierta, cel puțin să dăm dovadă de acceptare, de toleranță, da? Da, iertarea nu are cum să nu intervină. Eu sunt ferm convins că oamenii, după ce își aruncă sau obișnuiesc să arunce vorbe grele, le regretă, că au conștiință doar, nu sunt roboți. Am această convingere că fiecare îi pare rău de ceea ce a spus în momente mai dificile, momente tensionate. Cred și insist asupra acestor cuvinte. Oamenii trebuie să strângă rândurile și să lase deoparte aceste tensiuni. Să învățăm să respectăm părerea celui de lângă noi. Asta este prioritar. Dar cum să faci asta când ești dependent, stai până și în familie se întâmplă lucrul acesta, ați văzut, sunt familii se așează la masă, hai că este prânzul, pe lângă farfuria de mâncare se întreabă unde trebuie poziționat iPhone-ul sau smartphone-ul sau tableta, că din când în când, după două, trei linguri de mâncare, mai butonăm un pic telefonul, mai găsim ceva. În loc să schimbăm păreri, să schimbăm impresii, uitați-vă la vizitele care au loc între prieteni în zilele noastre, că e imposibil. Stau toți conectați și dau cu degetul pe ecran și se uită, în loc să se uită pe telefon, în loc să comunice, să... Și multe să văd ce-am mai făcut, eu înțeleg, cred în atenția distributivă. Dar nu îmi dau seama cum poți să te duci la cineva în vizită, la un prieten, stai că stau cu tine la o prăjitură sau la un suc și în timp ce tu vorbești, eu butonez, da, eu mă fac că te ascult. Această depersonalizare a dialogului, a întâlnirii în general, prin intermediul acestor minunate creații, a dus, cred, la răcirea sentimentelor, la indiferență mai degrabă a unora față de alții. Omul devine în spatele unui calculator sau în spatele unui smartphone, devine smeu în anumite momente. Nu mai are, îi se întunecă uneori rațiunea. Nu-și mai asumă absolut nicio responsabilitate, toate declarațiile merg gratis către toate persoanele, declarații din acelea tendențioase, răutăcioase. Da. Și ne plângem de ce avem tineri, adolescenți introvertiți, de ce adolescenții, tinerii, copii se îndreaptă către alte căi, aleg anturajul, nu mai comunică. Nu mai comunică pentru că nu mai citesc foarte mult. Îmi amintesc în perioada adolescenței mele că principalul subiect de discuție în întâlnirile fiele și din spatele liceului la Vlacuță și la Ștefan cel Mare, unde am terminat eu liceul, și în parc, și la majorate, și erau cărțile citite. Astăzi, aproape că ești privit ciudat la o majorat dacă întrebi colegul dacă a citit un verc de singurătate de García Márquez sau Cronica păsării arde de Murakami. Sau, astăzi ne interesează în ce aplicații mai avem pentru gadgeturile noastre. Din păcate. Și acesta este răspunsul la această indiferență, la această situație. Sau dacă propui rugăciunea în comun, mă uit și la nunți, la botezuri. Înainte se făceau, nu exista să înceapă nunta, petrecerea, sărbarea de după nuntă, nu putea începe fără o rugăciune, fără rugăciunea Tatăl nostru. Acum dacă te uiți și vă invit să faceți un exercițiu de observație așa atentă a figurilor, a chipurilor celor din jur.
că dacă te duci și iei microfonul și spui că vreau să rostim rugăciunea Tatălui nostru, sunt unii care, a, Doamne, și ăsta cu Tatăl nostru, nouă ne e foame și el vine acum cu Tatăl nostru. Deci numai aici puteți să vă faceți o idee, puteți să aveți o privire de ansamblu. Iar bunicii noștri nu se puneau la masă până nu spuneau rugăciunea, nu se ridicau de la masă până nu spuneau rugăciunea. Ești privit ciudată. Nu ieșeau să are ogorul să desfășoare o muncă la câmp până nu își ridicau fruntea spre cer. Întoarcerea la aceste valori creștin-ortodoxe despre care vorbeam, cred că ar reprezenta și reprezintă cu siguranță o soluție. O spune Patriarhul Bisericii Ortodoxe. Eu, ca preot slujitor, membru al Bisericii Ortodoxe, cultiv și sprijin mesajul Părintelui Patriarh din atât cât pot eu de mult, omenește posibil. Dar suntem tentați, avem această tentație de a intra în dialog uneori fără să cunoaștem scopul unor probleme sociale la nivel înalt și devenim brusc captivi, devenim robi într-o, să spunem, într-o chestiuni care ne privesc, chiar nu ne privesc, dar noi stăm acolo și în loc să ne rugăm, în loc să împărtășim un gând bun despre o rugăciune, despre o carte citită, despre Evanghelia citită duminica trecută la biserică. Suntem atrași doar de partea negativă acum. Tot ce e rău, ce e urât, atrage atenția. Și trebuie să ne implicăm în acest punct de vedere, să ne dăm cu presupusul. Cam așa stau lucrurile. Dar vom învinge, da, dacă luptăm cu armele binelui. Părintele Steinhardt, monahul de la Rohia, omului modern este foame de iubire și de sens. Dacă analizăm aceste cuvinte, este foame de iubire și omul nu își dă seama că e ca atunci în starea aceea în care stai, cauți prin casă, ți este foame, te gândești, ți este foame, ai vrea să mănânci ceva, nu știi ce, dar știi că ți este foame. E, acel nu știu ce al omului de astăzi este iubirea, de fapt. Că omul este foame de iubire. Omul are foarte multă nevoie de iubire. Ați văzut că până și necuvântătoarele au nevoie de afecțiune, de iubire, de dragostea noastră. Animalele de casă, pisici, câinii pe care avem în gospodării. Nevoia aceasta de iubire, de afecțiune este un dat al lumii în care trăim. Și de sens. Oamenii caută sens și sensul, oricâte sensuri am găsit, ele sunt goale. Singurul sens adevărat al vieții este mântuirea, este Hristos, este biserica. Și unii și alții, uneori, suntem tentați să uităm de acest sens. Dar întoarcerea la sens, astâmpărarea acestei foame, cred că va rezolva criza societății actuale. Dacă ar fi să ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă peste granița țării, noi ca români suntem obligați să ne apărăm identitatea națională, să nu ne uităm tradiția, cultura, să nu batjocorim dansurile noastre, muzica noastră. Sunt foarte multe popoare celebre datorită faptului că și-au dus generații la rând mai departe tradițiile. Și îi dau exemplu pe irlandezi. Celebri prin port, prin dans, au reușit să-l ducă mai departe cu demnitate în absolut orice colț al lumii în care s-ar afla. Am avut o experiență foarte frumoasă. Am fost într-un proiect în Marea Britanie, în Doncaster, cu o elevă, domnișoara Marina Ciocârlan, de la Colegiul Vlahuță. Și vreau să vă spun că ea și-a luat un port popular cu ie, cu fotă, și în seara prezentării țării noastre, a României, am prezentat dansuri populare, dansurile populare tradiționale, de la nunțile noastre, de la evenimentele majore din viața omului. Și au privit de-a dreptul fascinați. Se făcea
pielea găinii pe mine, văzându-i pe ei cât de uluiți erau. Directorul Momentum World, Andrew Hadley, exclama amazing, amazing. Nu își putea lua, ne-a pus efectiv să repetăm anumite dansuri, pentru că i s-au părut de-a dreptul extraordinar de valoroase, de frumoase, pline de conținut. Exact ce spuneam, întoarcerea la sens, pline de sens. A fost o seară de neuitat și atunci am înțeles, cred că pentru totdeauna, am înțeles definitiv că noi avem niște tradiții pe care ar trebui să le, numai să le cultivăm, dar de care trebuie să fim și mândri, să fim bucuroși că le avem și să le arătăm celorlalți cu deosebită emfază, cu deosebită dragoste. Să nu ne fie rușine să promovăm portul popular, IA și toate lucrurile care țin de sufletul acestui popor. Uitați-vă dacă până și prințul Charles al Marii Britanii a îndrăznit să le spună englezilor că el de fapt iubește foarte mult un loc din România, foarte, foarte drag sufletului lui, la Viscri. Suntem bogați din acest punct de vedere, dar oare modernismul este cel care îl face pe om să se îndepărteze de Sfânta Biserică, Părinte? Am putea accepta toate aceste elemente de noutate, dar... Biserica nu este refractară, le spun adesea tinerilor, nu este refractară la nou, nu este împotriva tinereții însăși. Este practic doar circumspectă în privința scopurilor cu care se întâmplă sau pentru care sunt uneori tinerii atrași. Este teamă să nu fie cumva, să nu cadă în capcană, pentru că ei sunt foarte cruzi. Tinerii sunt cruzi, nu au încă lucrat foarte bine posibilitatea de a discerne. Și din acest motiv, ei este teama asemenea unui părinte, că cine n-are biserica de mamă, spunea Sfântul Ciprian al Cartaginei, nu-l poate avea pe Dumnezeu tată. Adică nu poate fi tatăl lui Dumnezeu atâta vreme cât el nu consideră că biserica este mama lui. Cine este mai aproape de fiii săi decât biserica? Unei mame îi pasă când copilul cade, când copilul se julește, când... Așa și bisericii îi pasă de tineri și dacă le spune să fie vigilent, să fie treji, să fie atenți, să aibă grijă, le spune nu cu gândul de a interzice. De dragul, uite că avem, noi suntem biserica și vrem să interzicem ceva. Așa suntem noi, biserica. O face tocmai din grijă, din dragoste, după cuvântul pe care l-am spus mai înainte, al Sfântului Ciprian al Cartaginei. Și întotdeauna sunt prezentate ambele căi. Acesta e binele, acesta e răul. Suntem la mijloc, alegem calea pe care dorim să mergem mai departe. Evident că ceea ce sună frumos urechii și este facil și gâdilă sufletul într-un mod plăcut în aparență, poate fi seducător, ispititor, dar neavând discernământul și neștiind care pot fi consecințele, tinerii pot cădea foarte ușor în aceste ispite, în aceste încercări. Repet, biserica face cumva casă bună cu modernismul într-o oarecare măsură, nu în totalitate, dar într-o oarecare măsură. De exemplu, biserica s-a deschis, organizează pelerinaje, organizează concursuri de teatru, concursuri interdisciplinare, se implică în achiziționarea de aparatură modernă, folosește aparatură modernă în cadrul ei. Sunt din ce în ce mai multe biserici, chiar și eu mi-am propus să achiziționez aparatură modernă pentru a aduna credincioșii și pentru a urmări împreună un film documentar, pentru a
dezbate anumite chestiuni întâlnite în mediul online pentru a le discuta. Așa este firesc, așa cred că. Ăsta cred că va fi de acum înainte viitorul bisericii. Iar cei care vor să culeagă roadele, fructul bun, chiar pot lua aminte la toate aceste mesaje și îndemnul noastră și chiar am urmărit cu mare interes un film postat chiar de noastră pe rețeaua de socializare. Da, este un film, îmi pare bine că ați adus aminte de el. Unii au obiectat că este un film propagandistic al neoprotestanților. Probabil că este un film propagandistic, dar filmul acesta atrage atenția, este vorba despre o acțiune petrecută într-un orășel în care oamenii nu mai se îndepărtaseră de Dumnezeu, nu mai aveau niciun fel de tragere de inimă pentru a salva orașul și Dumnezeu însuși hotărăște să trimită pe Arhanghelul Gabriel să salveze orașul. Oamenii îl privesc pe tânărul Gabriel cu circumspecție, nu au încredere în el, dar acesta, prin, cu ajutor divin, îi face pe toți să conștientizeze păcatul în care trăiau și faptul că orașul era așa pentru că ei îl părăsiseră pe Dumnezeu. Că aceasta era cauza pentru care ei trebuia să treacă prin aceste frământări și cred că asta reprezintă concluzia întâlnirii noastre. Exact. Recomand acest film, se numește Eu sunt Gabriel. Este un film care arată fiecare dintre noi, cel puțin ne aduce aminte, tu când te-ai rugat ultima dată? Da, și foarte interesant, când ai stat de vorbă ultima dată cu Dumnezeu, da, da. Mulțumesc foarte mult, părinte, pentru minutele acordate, pentru toate aceste mesaje transmise telespectatorilor noștri. Și eu vă mulțumesc pentru încredere și să sperăm că ne vom întâlni sănătoși și cu altă ocazie. Să dea Dumnezeu! Mulțumim doamnelor și domnilor invitatului pe care l-am avut astăzi. Este vorba de părintele Ștefan Andrei, preot paroh la Biserica Sfântul Proroc Ilie din Râmnicu Sărat, profesor de religie în cadrul Colegiului Național Alexandru Vlahuță. Vă mulțumesc! Sănătate, numai bine! La revedere! Presa liberă trecere.